Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, dragi oameni scumpi din Timișoara și din județul Timiș, în numele Unității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că ideea acestui eveniment deosebit, care va dura câteva săptămâni în orașul nostru, aparține unui pastor baptist, care este vicepreședinte comunității noastre, este și vărul meu, primar. Am crescut împreună ca doi frați, am copilărit la Coșteiul de Sus, aici în județul Timiș, și mă bucur mult de inițiativa aceasta. Cred că avem nevoie de Sfânta Scriptură și mă gândesc că muzeul acesta va fi o provocare pentru mulți dintre noi să ne aducem aminte ce îi spunea Dumnezeu lui Iosua, și am să citesc dintr-o traducere un pic mai contemporană, spunea cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei zi și noapte, veghind astfel încât să pot împlini tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi oriunde vei merge și vei prospera. Cred că avem nevoie, atât ca indivizi, cât ca și națiune, să izbândim în căile noastre, să prosperăm, atât din punct de vedere spiritual, dar și material, de ce nu? Și întorcându-ne cu fața spre Dumnezeu, întorcându-ne la Scriptură, Scriptura este cea care, așa cum scrie aici, toată Scriptura este dată de Dumnezeu, de folos ca să învețe, să mustre, drepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Unul din lucrurile care m-am bucurat foarte mult să le aud este legat de faptul că vor veni și copii aici să vadă muzeul acesta. În urmă cu mai mulți ani, când cel de-al treilea băiat al nostru avea numai 7 ani, l-am dus undeva într-un muzeu unde a putut să vadă modul în care Biblia a apărut și tiparul și cum s-au tipărit toate. A fost atât de impresionat și acum, deși termină liceul în câteva luni, nu uită, n-a uitat niciodată experiența aceea. I-am spus astăzi fratelui meu Nelu că vom aduce aici, din partea comunității noastre, mai multe Biblii pentru copii, câte va fi nevoie, sute dacă trebuie, că atunci când copiii vor veni aici să vadă Bibliile acestea, să poată pleca cu o Biblie pentru copii și să citească împreună cu părinții, împreună cu bunicii, și Dumnezeu să dea binecuvântare peste proiectul acesta, peste familiile noastre, peste țara noastră, pentru că nu avem nicio șansă fără Dumnezeu. Trebuie să ne amintim, așa cum spuneau strămoșii noștri, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, cu noi este Dumnezeu. Și să ne ajute Dumnezeu și noi să fim aproape de El în fiecare zi. Dumnezeu să binecuvinteze proiectul acesta.